Salutare! Având în vedere că v-a plăcut foarte mult episoadele cu tipuri de, mulți dintre voi ne-au scris să facem tipuri de doctor. Să-i dăm bătaie! Numărul 1. Doctorul care vrea doar bani. Intrați, vă rog! Bună ziua! Ia spuneți, ce problemă aveți? Aveți bani la dumneavoastră? Sau veniți degeaba? Bună ziua, domnule doctor! Cred că sunt puțin răcit și am impresia că sunt răcit la plămâni. Puteți să mă consultați puțin, vă rog? Să știți că consultația vă costă 50 de lei. Trebuie să plătiți înainte. Dar, domnule doctor, eu am venit pe trimitere aici, adică plătesc totul la stat. Nu trebuie să dau niciun ban. Păi eu sunt privat, domnule. Eu trebuie să iau bani. Ce crezi că muncesc degeaba? Mamă, dar se vede că ai ochii inflamați rău de tot. Consultația te va costa 100 de lei pentru că este ceva mult mai grav. Cum adică 100 de lei, domnule doctor? Nu am niciun ban la mine. Cum să-mi cereți 100 de lei? V-am zis că totul este gratis. De-aia am venit la dumneavoastră. Și nu sunteți privat, sunteți la stat. Da, bine, cum spuneți dumneavoastră. Uitați, trebuie să luați pastilele acestea, dar să știți că vă costă 300 de lei pastilele. Doamne ferește, păi eu nu am banii ăștia nici într-o lună de zile, dau faliment. Vă rog frumos, dați-mi ceva mai ieftin, că nu am atâția bani. Sau știți ce, eu plec deja, că nu am niciun ban. Domnule, stați așa că m-am gândit la ceva, haideți că facem altceva. Vă dau o rețetă mult mai ieftină și cu siguranță o să vă faceți bine. Haideți, domnule doctor, păi mă faceți bine sau ce? Doar de asta sunteți doctor, de asta sunteți angajat. Să ajutați oamenii, nu să le cereți bani. Am doar 10 lei la mine. Uite, domnule, că nici eu nu am niciun ban în portofel. Din ce crezi că mă întrețin? Am și eu nevoie de pâine, am și eu nevoie de bani. Hai, îți dau ceva ieftin. Bine fie cum ziceți dumneavoastră. Dați-mi odată pastilele alea și aia e. Hai, dați-mi atunci cât aveți în portofel și vă dau pastilele și până mâine sunteți ca nou. Poftiți, asta e tot ce am în portofel, dar să știți că data viitoare nu mai plătesc nimica. Deja mi-ați luat toți banii. Da, bineînțeles. Hai, ia de aici pastilele. Du-te acum. Pleacă. Vai de viața mea. Și uite așa mi s-au dus iar banii pe mâncare pe luna asta. Hai că l-am fraierit și pe ăsta. Următorul pacient, vă rog. Luna asta vreau să-mi iau un Lamborghini. Numărul 2. Medicul care dă un diagnostic greșit. Hai să vedem, draga mea, ce ai la ochi. Se vede de la distanță că ai probleme grave. Nu am nimic, le aduc, doamna doctor. M-ați operat luna trecută la picior, nu mai țineți minte? Vin în fiecare săptămână la dumneavoastră pentru control. Parcă țin minte ceva, dar eu țin minte că aveai probleme și cu tensiunea. Ia să-ți iau eu tensiunea și să vedem dacă ești bine. Chiar nu e necesar, am făcut toate aceste analize înainte de a mă opera. Scrie în fișa mea, uitați-vă, vă rog frumos. Da, măi, și aici văd că scrie că totul e normal. Nici măcar nu știu dacă te-am operat unde trebuie. Hai să-ți facem totuși o analiză, nu știu, la plămâni, ceva pe acolo. Eu am venit doar cu problema de la picior, atâta tot. De ce trebuie să fac 11.000 de analize? Ca să fim siguri, draga mea, eu n-am încredere în ce am scris în fișa aia acum o săptămână. Uite, aici îți arată o pată dubioasă pe creier. Păi ați zis că-mi verificați plămânii, cum ați ajuns să-mi vedeți ce am pe creier? Draga mea, când ești medic, trebuie să te asiguri că omul e bine, da? Să vedem de ce te-am operat totul. Păi când m-ați operat, am făcut toate analizele și mi-a zis că am o problemă cu piciorul și trebuie operație urgentă. Ce se întâmplă acum, că eu nu mai înțeleg nimic? Păi, din câte văd eu aici pe fișă, tu aveai probleme de fapt la mână. Deci, cred că am greșit eu. Îmi pare rău, te-am operat unde nu trebuia. Ferească Sfântul, ce fel de medic sunteți dacă nici măcar să citiți analizele nu știți? Ce mă fac eu acum? Hai să sun o colegă, că nu știu ce se întâmplă dacă te-am operat la un picior bun. Dar ceva rău sigur nu e, adică cred că ți l-am făcut și mai bun acum. Numărul 3. Doctorul care are un alt business. Bună ziua, domnule, ce mai faceți? Pacientul meu preferat, cum vă mai simțiți astăzi? Bună ziua, domnule doctor, să știți că mă simt puțin mai bine. Cred că mă mai doare puțin mâna, dar totul e ok după operație. Foarte bine, foarte bine. Păi ar trebui să-ți prescriu niște rețete și niște pastile pe care trebuie să le iei de la farmacia de la colț, astfel încât să te faci mai bine.
Da, dar să știți că eu mă duc la altă farmacie pentru că am reducere acolo. Nu, nu, trebuie neapărat să vă duceți la această farmacie pentru că doar aici găsiți aceste medicamente. Credeți-mă că și acolo vă dă reducere. Așa, acum ia să vedem dacă ochii tăi sunt buni. Interesant, ar trebui să-ți dau și niște medicamente pentru creier ca să-ți mai aduci aminte. Dar la creier mă simt foarte bine, mi-aduc aminte totul, nu este nevoie. Cum să nu fie nevoie? Este nevoie, trebuie să-ți dau și aceste medicamente de creier și mai ales și pentru spate, pentru că s-ar putea să te afecteze și la coloană. Dar nu mă doare deloc spatele, n-am nevoie. Ba da, ba da, ai nevoie, așa că uite aici medicamentele și cu asta te duci la farmacia de la colț și le iei pe toate. Doamne ferește, păi de unde să am bani pentru toate medicamentele astea? Domnule doctor, dar ce faceți aici? Oh, bună ziua, bună ziua, domnule. Păi, asta e farmacia mea. Ferească Sfântul, păi de asta mi-ai dat o grămadă de medicamente ca să-ți cumpăr de la farmacia ta și să-ți dau tot ție bani. Doamne, iartă-mă. Numărul 4. Doctorul care te trimite de fiecare dată la altcineva. Domnule doctor, vă rog frumos să mă ajutați. De zile întregi mă doare capul și am amețele îngrozitoare. Nu știu ce să mai fac, nu mai pot să dorm noaptea. Numai puțin să vedem ce trebuie să facem astfel încât să te faci bine. Vă rog frumos, haideți mai repede că mă doare tare. Da, cred că cel mai bine ar fi să mergi la colegul meu care este în salonul alăturat și îți va spune el ce trebuie să faci. Dar domnule doctor, e doar o durere de cap și dumneavoastră sunteți specializat în treaba asta. Vă rog, dați-mi o pastilă. Numai puțin să-l sun pe colegul de la pediatrie să vedem care e situația și să ne spune exact ce să facem pentru că pe mine mă depășește situația aceasta. Bună ziua, am și eu o programare, că mă doare capul rău de tot, m-am lovit și nu știu ce să fac, trebuie să-l văd pe domnul doctor cât mai repede. Imediat îl anunț pe domnul doctor să vină. Vă rog mai repede, că mă doare și sângerez. Altul cu dureri de cap, dar ce-i trimiteți pe toți la mine, că eu nu știu de ani astea, mă doare capul și pe mine, abaram, nu știu, n-am învățat așa ceva la facultate. Dar domnule doctor, asta e specializarea dumneavoastră, de asta am venit aici. Nu știu de astea, du-te la colegul, eu am sărit peste ora asta la facultate, abar n-am, am intrat aici pe pile. Numărul 5. Medicul care te ceartă mereu. Bună ziua, doamna doctor, ce mai faceți? Aoleu, dar făceam bine până nu ai intrat tu pe ușă, femeie! Cum nu te-am mai văzut de atâtea luni și tu n-ai venit la mine? Uite, de asta te-ai îngrășat! De ce veniți la medici doar când aveți nevoie? Mereu aveți nevoie de noi, ar trebui să țineți constant legătura cu noi. Ce ți s-a întâmplat, femeie? Doamna doctor, dar nu m-am îngrășat sau ceva, doar am rămas însărcinată. Poftim, ai rămas însărcinată? Păi și n-ai venit la mine înainte să mă întreb dacă pot sau nu rămâne însărcinată? Nu știi că era obligația ta întâi să vii la medicul tău de familie să vezi dacă ești în regulă sau nu? Tu vii acum cu burta la gură, dacă se întâmplă ceva, eu nu știu ce să-ți fac acum. Dar nu vă supărați pe mine, dar am fost la un medic de specialitate înainte să rămân însărcinată și până am ajuns acum. Aici am venit doar pentru un control, pentru că mă simt puțin răcită. Ia uzi la ea, am mers la un medic de specialitate, dar ce, eu nu mai sunt bună? Te cunosc de când erai mică. Cu tine am trecut prin toate răcelile și tot ce ai avut și acum nu mai sunt bună, nu? Îmi pare rău dacă v-am supărat sau ceva, dar nu am știut că trebuie să vin constant la dumneavoastră tot restul vieții. Stai așa că-ți fac aici două injecții de nu te vezi. După aia să vezi tu de o să mă rogi să te primezi la mine în cabinet. Uite cum arăți. Vai de tine, vai de tine. Cam atât a fost cu acest video cu tipuri de și dacă mai vreți tipuri de, scrieți în comentariu și cel mai votat comentariu va apărea în următorul episod. Așa că scrieți-ne în comentarii ce episod vreți să vedeți săptămâna aceasta și despre ce va fi, adică povestea abonaților sau un story animat de al nostru. Așteptăm like și coment. Așa că vă mulțumim tare mult, nu uitați să ne urmăriți și pe Instagram, aveți totul în descriere și noi ne vedem data viitoare cu un nou episod. Salutare!